Un bărbat este acuzat că a lovit o șoferiță pe stradă până a băgat-o în spital, deranjat de modul în care femeia a parcat mașina. Polițiștii din cadrul secției numărul 3 de poliție Ploiești au fost sesizați de către o femeie din comuna Râfov despre faptul că sora sa ar fi fost agresată de o persoană necunoscută pe o stradă din municipiul Ploiești. În baza sesizării, polițiștii s-au deplasat la fața locului, stabilind faptul că între cele două femei și un bărbat necunoscut a avut loc un conflict verbal în parcarea unui bloc din municipiu, motivul fiind modul de parcare al autoturismului de către una dintre femei, se arată într-un comunicat al poliției Prahova. Discuția în contradictoriu a degenerat, bărbatul lovind-o pe una dintre femei. În urma lovitului, femeia a fost transportată la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale de specialitate. În cauză, persoana vătămată a depus plângere sub aspectul săvârșirii infracțiunii de lovire sau alte violențe, potrivit sursei citate. La acest moment, polițiștii secției numărul 3 de poliție Ploiești efectuează cercetări în vederea stabilirii tuturor împrejurimilor în care s-a produs evenimentul, precum și în vederea identificării și depistării persoanei bănuite de comiterea faptei în cadrul unui dosar penal deschis sub aspectul săvârșirii infracțiunii de lovire sau alte violențe, relatează mesajul.ro.